Vă salut și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Numele meu este Lin și în fiecare săptămână postez lecții interesante despre WordPress, WooCommerce, SEO și marketing afiliat. Nu ezita să dai un subscribe dacă dorești să înveți cât mai multe despre WordPress și media online. În această lecție vreau să vă arăt cum funcționează Product Bundles sau un pachet de produse pentru un WooCommerce. Am mai făcut o lecție de acest gen acum 3 săptămâni este vorba de posibilitatea de a adăuga un pachet de produse pe magazinul vostru online. Dacă aveți un magazin online, de exemplu, și doriți să faceți o reducere pentru anumite produse, să faceți un pachet cu anumite produse, ca și cum ați adăuga într-un coș, să zic așa, 3 produse și dacă cineva cumpără aceste trei produse să, să beneficieze de o reducere, puteți să faceți acest lucru cu modulul Bundles for WooCommerce. Acum 3 săptămâni am testat modul Easy Products Bundles. Este tot ceva de genul ăsta. Acest modul acum îl testez pentru cei care m-au rugat să fac acest lucru și m-au întrebat cum funcționează acest modul. Pentru că este destul de folosit și acesta și acela. Bun, haideți să vă arăt cum se poate folosi acest modul. După ce instalați acest modul, eu deja l-am instalat, îl aveți și îl aveți aici, deci este vorba de Uh, pac, pac UPC Products Bundle for WooCommerce, Activăm modulul și haideți să vedem cum ne putem juca cu acesta. Deci, acesta este magazinul nostru pe care l-am făcut tot împreună cu voi, acum aproximativ 6 luni, în care v-am arătat cum se face un magazin online, cum se pot organiza produsele, cum se pot organiza categoriile și așa mai departe. Bun. Haideți să vă arăt acum cum se poate face cu acest modul un. Uh, un pachet de produse pe care le puteți vinde la reducere. După ce am instalat modulul, găsim, căutăm uh, unde avem uh, aici. Deci unde avem tabul nostru pentru, uh, pentru, acest modul. Deci modulul este Product Bundles for o Commerce. Găsim aici la VP uh, Clever. VP Clever Products Bundles. Produse, adică Bun, și aici avem how to use, settings și așa mai departe. La price format putem să facem price minim, minim price only, minim maxim și așa mai departe. Putem să lăsăm minim maxim. După care la cestări putem să facem aici. Putem să facem calcul pentru pachetul de produse, prețul pachetului de la sale price sau de la regular price, asta înseamnă că putem să luăm prețul dacă prețul este deja redus el ca și produs simplu, putem să îi mai aplicăm încă o reducere când îl adăugăm în pachetul nostru. Poziția unde să fie, layout auto să fie tip listă. Variațiile putem să lăsăm default sau putem să folosim variații button, să folosim formatul lor. După aia, cum se poate vedea, gen uh, tombs, quantity, short description și așa mai departe. Show price și așa mai departe. În mare parte, din punctul meu de vedere, nu trebuie să faceți, nu trebuie să faceți prea multe setări decât astea de aici. Haideți acum să vă arăt cum se adaugă un produs. Deci, produsul se adaugă pur și simplu ca un produs normal. Mergem la produse, adaugă produs. Ratingul e destul de bun al modului. Haideți să adăugăm acum pachet. Pachet de produse test. La descriere adăugați descrierea. După care, foarte important, când vreți să adăugați un pachet de produse, selectați aici, nu lăsați produs simplu, selectați Smart Bundle. Și va apărut aici tabul automat cu Smart Bundle. După care, aici zice Type 20 Keyword to Search. Aici ne pune să căutăm produsele care vrem să le adăugăm în, să le adăugăm în pachetul nostru. Putem să adăugăm produs 1 și produs 2, de exemplu, da? Toc. Avem aici produs 1, care costă 70 de lei, 700 de lei, și produs 2, care costă 500 de lei. Ele simple. După care, deci avem regular price 1200 în după care putem să aplicăm un discount ori în procete de 20%, ori sumă fixă. Aici, custom quality allow, putem să, putem să permitem clienților să schimbe cantitatea pentru fiecare produs. Total limit aici putem să limităm minim și maxim să, câte, câte pachete să pot fi cumpărate. Aici putem să aplicăm alte taxe, dacă dorim alte taxe, Aici, dacă vrem să lucrăm cu stocuri și să se vadă stocurile, după care, aici, dacă vrem să facem display price de la la, dacă avem produse variabile, aici textul de sus și textul de jos. Test sus, test jos. Descriere scurtă. Descriere scurtă. Selectăm la fel categoria. Adăugăm o imagine a produsului. Nu contează, orice imagine putem să adăugăm. Pac, țac. După care facem publică. Haideți să vedem ce am obținut până acum. Dacă facem un refresh în shop nostru, pe pagina noastră de produse, ar trebui să ne apară produsul nostru, pachet de produse test. Adăugăm produsul intrăm pe produs și haideți să vedem ce se întâmplă când intrăm pe produsul respectiv. Deci aici este produsul pe care noi l-am adăugat și așa trebuie să se vadă aici. Iată, pachet de produs test. Avem 960 de lei prețul în loc de 1200. Adică este exact reducerea de 30% de 20% pe care noi am aplicat -o. În loc de 700, produsul, primul produs este 560, în loc de 500, al doilea produs este 400. Cine dorește poate să intre și pe produs direct, să vadă produsul, să vadă produsul separat, care costă 700 de lei. Haideți să facem back. Și am un două, aici avem textul de sus și aici avem textul de jos, în care putem să specificăm, să scriem noi anumite informații ce dorim. Aici avem descrierea scurtă pe care am adăugat-o, titlul și descrierea produsului. Bun. Cam așa funcționează acest modul UPC Product Bundles for o în care vă puteți adăuga mai multe produse. Dacă schimbăm aici, de exemplu, un loc de 20% și scriem minus or amount, 100 de lei. Asta înseamnă că în loc de 1200, prețul va costa pachetul nostru va costa 1100. Haideți să facem un refresh, să vedem ce se întâmplă. Dacă, într-adevăr, după ce am schimbat aici, se modifică și aici, iată, pachetul nostru costă 1100 în loc de 1200. Bun, cam asta este tot. Aici, din punctul meu de vedere, nu aveți prea multe setări ce să faceți, numai dacă vreți să vă jucați cu poziția prețurilor, și aici vă trimite, mă rog, cu Change Price, cartul Checkout, Coupon Restriction. Nu știu dacă are rost foarte, foarte mult să vă, să vă, jucați pe aici. Din punctul meu de vedere, setările prestabilite care vin cu instalarea modulului sunt suficient. suficiente. Bun, sper că v-a ajutat aceste lecții și dacă aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să mă contactați.